Echipa masculină de volei a clubului sportiv școlar Zalău a suferit eșecuri pe linie la Ogna Mure și a încheiat turneul semifinal pe ultimul loc plecați plin de speranțe la Ocna unde sperau să obțină calificarea la turneul final al campionatului național rezervat categoriei de vârstă speranțe, jucătorii echipei CSS Zalău s-au întors acasă fără nicio victorie. În jocul de debut, programat sâmbătă dimineața, elevii profesorului Horea Giurgiu au pierdut confruntarea cu echipa organizatoare CS Ocna cu scorul de 3 la 1, pe seturi 25 la 17, 20 la 25, 25 la 18 și 20 25 la 20. După eșecul din prima partidă, zălăuanii s-au blocat și nu au reușit să se ridice la nivelul așteptărilor nici în partida cu LPS Suceava, formație în fața căreia au pierdut cu 3 la 0. În ultimul joc programat duminică dimineața, CSS Zalău a întâlnit echipa clubului sportiv școlar Lapidej, grupare în fața căreia au pierdut fără drept de apel, scor 3 la 0. În celelalte partide ale turneului semifinal de la Ocna Mureș s-au înregistrat următoarele rezultate. CSS lapide. Lapidej, LPS Suceava 3 la 0, CS Ocna ok CSS Lapidej 0 la 3, LPS Suceava, CS Ocna ok 3 la 0. La finalul turneului, prima poziție a revenit echipei CSS Lapidej cu 9 puncte. Pe locul 2 s-a clasat LPS Suceava cu 6 puncte, iar pe locul 3 CS se ok cu 3 puncte. CSS Zalău a încheiat turneul pe locul 4. Primele două clasate s-au calificat la turneul final al campionatului național. Din celelalte trei serii ale turneelor semifinale au obținut biletele la turneul final următoarele echipe. CSS Nicu Gane Fălticeni și CSS Botoșani din seria 1, CVM Tomis Constanța și CSS Buzău din seria a doua, respectiv CNNT Craiova și CSS Caransebeș din seria a patra.